Bună ziua și bine ați venit la un nou vlogmas. Astăzi este zi de mers la Disneyland. N-am mai fost la Disneyland de Crăciun de 2-3 ani, poate. De 2 ani, că am fost la staycation. Dar am fost la Disneyland atunci când am avut staycation, n-am fost. Am avut staycation la Disneyland acum 2 ani. Dar n-am fost la un parcul de distracții, nu mi-aduc aminte. Deci, să vizitez parcul de distracții, n-am mai fost de 2 ani. Ohoho! Ohoho! Mult timp a trecut de atunci, așa că mergem la Disneyland. Eu ador să merg la Disneyland în perioada Crăciunului. Mereu îmi dau lacrimile de fericire, de bucurie, de nostalgie, de a fi copil. I don't know, nu știu ce se întâmplă cu mine când mă duc la Disney și cântece de Crăciun și mai și ninge cu săpun, că de la Hong Kong, dar mi se pare totul magic și minunat și mă bucur că pot să vă iau și pe voi de data asta. Să vedem cum va fi. Este ceasul 2:15, dar nu e problemă, că oricum adevărul e că la Disneyland n-ai multe de făcut decât să-ți faci poze și, mă rog, pe seară, vreți să zbori pe seară până când o să fie artificii, că sunt apăgat artificiile, așa că de bine aștept, ce să mai, o zi plină de magie și, da, de magia Crăciunului și poze. Ajungi, stai să-mi pun și eu microfonul pe unde se poate, să mă auziți mai bine, că începe muzica. Dar microfonul nu vrea să se prindă, gata. Eu să check. Da. Am vrut neapărat să mergem acum în decembrie, că am fi vrut și în noiembrie, dar am zis că așteptăm până la final. Am fi vrut, nu știu, undeva pe la 17 noiembrie, am fi vrut să mergem, dar nu se deschisese tărâmul Elsa. Au deschis ăștia în Hong Kong tărâmul Elsa și e cel mai mare, numărul 2, cel mai mare din lume, ceva de genul. Așa că avem o zonă nouă de explorat. Uitați-vă că avem ceva de explorat, dar da, tărâmul Elsa. Sunt aici pentru poze? Sigur că da. Și pentru ce? Sentimentul ăla. Dar mainly poze. Și văd că ne ajută vremea și însorit afară, așa că o să iasă postele pastelate. Văd că am dat drumul la trenuleț. Este pentru prima dată când văd trenulețul, adică că funcționează. Și o să luăm și noi trenulețul. E musai să luăm trenulețul sau ne urcăm și în trenuleț. Hear the bells from afar. You are the brightest one amongst all the stars. Thinking out loud, thinking over old friends. I notice now it's been a while since they left. No problem, we'll find out. For now, just live it all behind. L-am trimis pe Jason să se ducă să îmi ia cafea. Mi-e cald și ideea mea de a, și mi-e foame. Și ideea mea de a mă răcori și a potoli foamea să beau cafea cu gheață. Când aș putea să dau asta jos, dar nu vreau, că face parte din outfit-ul meu. Și ce mai voiam să zic? Voiam să zic că de fapt eu am venit în fiecare an la Disneyland, dar să mă distrez, să fac poze, chestii trestii, asta s-a întâmplat acum 2 ani. Dar în fiecare an vin la Disneyland cu copiii de la grădiniță, că au ceremonia de absolvire, o fac la absolvarea grădiniței, se face la Disneyland și pozele de absolvire la Disneyland se fac, sau copii norocoși. Just for a day.
mi-am făcut niște poze bombastice, fantastice. Și acum mergem către Elsa Land, unde vom avea o grămadă de timp de așteptat. Nu se numește Elsa Land, dar, mă rog, înțelegeți voi. Unde vom avea o grămadă de timp de așteptat. Pe aplicație, timpul de așteptare este de 90 de minute. Dar auzi Jason trecând pe lângă el, o femeie care joacă. Timpul de așteptare e 4 ore, mă, fata mea. 4 ore ca să te duci la... Mă rumesc, na, un carusel ceva acolo. Valeleu și Valerica. Sunteți pregătiți? Sunteți pregătiți? Acum vă îngheț dacă mă supăr pe voi. Dacă nu dați like, vă îngheț și gata. Că eu Rapunzel sunt de fel, dar azi sunt Elsa. Iete, cum se numește? World of Frozen, nu Elsa Land. Dar e mai ușor să zic Elsa Land. Ce drăguț arată, stați, că chiar pare așa, ca adevărat, muntele adevărat cu zăpadă. Uite, vedeți că știți că e adevărată zăpadă aici. Când eu mă topesc de cald, așa stă în rochiță, da. Nu mi-ai ochit atât de drăguț. Da, că aici e o grămadă de lume. E sătucul lui Elsa, ce să mai... Râmul Frozen, putem să facem două lucruri. Nu ceva arată de frumos, ce să fac poze, deci poze, nu? În schimb, putem să... mă rog, și povești putem, să vedem. Dar două atracții, cum se cheamă, fata? Două pâlciuri, nu pâlciuri. E mașinării, un roller coaster. Și o plimbare cu barca. Mi-a zis Jason că te bagă pe sub apă. Adică cum, adică te bagă pe sub apă? Sau plimbare cu barca care te bagă pe sub apă, de nu cred că te bagă pe sub apă. Și roller coaster. Și o să le facem pe amândouă. Pentru că am dat, vedem, luăm pulsul, ce să mai, mamă, 70 de minute să te plimbi cu barca, 80 de minute să te dai cu roller coasterul. Hong Kong. Superbitate să aștepți atâta. Până acum, timpul de așteptare n-a fost prea rău. Nu știu exact cât a trecut, dar ne-am mișcat în continuu. În castelul, în casa asta, nu știu ce, și cu muzica asta super tare pe fundal. Așa că n-am simțit că așteptăm la coadă. Acum văd că s-a încetinit un piculeț coada și nu mai suntem tot înainte. Mi-a picat inimioara. Trist. Dar voiam să vă anunț cum stăm cu cozile. Am vrut să ne cumpărăm fast pass, dar nu se poate să ne cumpărăm, cel puțin de unde am cumpărat biletele pentru Disneyle, nu se poate să le cumpărăm. Plus că nu prea avem foarte multe de făcut. Adică poze mi-am cam făcut, să vedem artificiile, să ne plimbăm cu trenulețul și să explorăm zona asta. Așa că ne descurcăm totuși. Sunt două atracții la care vrem să stăm la coadă. Adică. Așa, și mai vreau să mă dau într-un carusel în Space Mountain, pare că se numește. Este un carusel în interior, un carusel în întuneric. Și la un moment nu vezi nimic, nu vezi ce se întâmplă și e așa, palpitant. Eu nu sunt cu palpitantul, dar nu te dă cu craci în sus, că eu asta nu suport. Când mă dau într-un carusel să mă dea cu craci în sus. Nu te dă cu craci în sus, deci e safe. Nu, și că ești într-un sătuc, vedeți? Sătuc medieval, că fix așa e muzică medievală. Și am văzut-o pe Ana și m-a făcut Jason de râs. Am fost și eu nesimțită. Eu sunt timidă de fel. Și trece Ana, vorbim, o filmez eu, o filmează el. Și zice, vreau să fac, pot să fac poză cu tine. Și a fost așa, un pic awkward. Că mie mi-e rușine să stau să fac poze cu personajele. Și mi-e rușine. Și mai voia să facă Jason și glume de genul, o să gata, v-ați găsit amândouă în aceeași poză. Deci azi dau mai degrabă a, cum se cheamă, cum o cheamă pe fata aia, prințesa adormită, Aurora. Mai Aurora sunt azi.
the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst time to be without someone special. In all the movies there, kissing in the snow, holding hands and mittens, baking together at home. Not like the movies when I'm walking in the snow, cold hands and mittens, eating gingerbread home. I dream of this. I got no more pause let toată frumusețea. De la Frozen nu plecăm cu mâna goală și își va lua. Sunt prea mulți oameni acum. Mai târziu se întoarce după creatura asta. Eu nu înțeleg neapărat magia jucăriilor de pluș acum, dar am multe chestii useless pentru mulți, dar folositoare pentru mine. Doar pentru simplu fapt că decorează, așa că înțeleg treaba asta. And then wait for this one? Da. And under bright lights, snowflakes in my head, carols playing in the air. I dream of December nights, kissing under bright lights, red bow in my hair, sleigh bells in the air. The only thing I'm missing is you. Stockings on fireplace. Am stat pe telefon de la 10 de dimineață non-stop și mai am 10% baterie, așa că am venit aici așa, la relații cu clienții, la Mickey Mouse, să-mi iau o baterie externă pentru că urmează focul de artificii și telefonul ăsta nou, iPhone-ul 15, filmează tuț. Really, just take it. Steal take, it? Yeah, take it. Just take it. Because it's Elsa. One of my coworkers did that. And after that, many people do this, you have to pay so much for the deposit. Oh. It's now 400 deposit. They say, oh, you can take it, and then you pay 400 for me. Really? So now you need 400 for deposit. Oh. Before it's like 100 or something, so people just get it. Usually no deposit. And whenever I go to 7-Eleven, I don't have to pay because deposit. Because this one, many people take it, just take it. So from now on, if you want it, deposit 400. You can get it home, or you don't need to return. Înțeles. E vreo 200 și ceva, aproape 300 de lei depozit ca să închiriezi asta. I used to check it this time. De obi- Even my coworker, he did that. She did that. De obicei te duci la 7-Eleven și ceri o din asta și plătești pe oră, nu știu, $6 pe oră, 6 Hong Kong dollars pe oră. Cât înseamnă asta, nu știu, $10 înseamnă 6 lei. Să calculați voi că eu cu matematicile nu știu, am făcut filologie, am fugit de mate info. Așa. Dar aparent aici, pentru că se fură bateriile. But how? Because you were charged as like per hour. The more you use it, the more you're charged. How does it work? Deposit to but so per hour you pay $20 per hour. $20? Yeah. It's usually $6. 20 is here, Disneyland. Preste Disneyland, avem $12 pe oră. You're super charging? Yes, it's charging, yes. Să mi se încarce telefonul, deci nu e problemă. Și trebuie să plătești și depozit. De obicei nu trebuie să plătești depozit. V-am zis, duci la 7-11, scanezi codul cu aplicația și îți dă bateria și gata. Ești taxat $6 pe oră și nu știu câți pe 24 de ore. Mă rog, lucrurile sunt diferite aici. And under bright lights, snowflakes in my hair, carols playing in the air. I dream of December nights, kissing under bright lights, red bow in my hair, sleigh bells in the air. The only thing I'm missing is you. Stockings on fireplace. Winter day.
8 și noi suntem toți la Disneyland pentru că stăm până la final de tot ca să vedem focul de artificii. Un pic, nu un pic, e mult spus un pic. M-aș vrea să fie mai multe cântece de Crăciun, dar nu sunt cântece de Crăciun. E așa, de toate, dar mai puțin cântece de Crăciun. Mi-aduc aminte că acum, nu știu, 3-4 ani când am fost aici de Crăciun, erau cântece de Crăciun. Nu știu ce s-a întâmplat între timp. Trebuie să ne dăm în casa bântuită a lui Mickey Mouse. Jason e foame. So beautiful. E foame și mie mi-e foame, dar am zis că mergem la restaurantul corean când terminăm. Deocamdată văd că sunt singuri în linie la coadă, la Mystic Manor. Mystic, da, Mystic Manor, hai că zic bine. Am fost aici și când am fost cu grădinița. Nimeni? Să fiți chiar singuri? Se vede de fapt, văd doar oamenii care lucrează aici. Ia uite-mă, două fete și cu noi. 4 persoane, e bine. Scria că timpul de așteptare este de 5 minute. Așa că foarte bine. Majoritatea persoanelor sunt acum ori la spectacole, ori în lumea lui Elsa. De asta așa. Mi se pare super drăguț că am văzut pe lângă haine de cuplu, am văzut și haine de prietene portând aceleași haine. Super drăguț, mi se pare. Oh, that's cute. A filmat Jason când mă locuiam. Și drept cred că am văzut mai multe noi. Cred că am văzut mai multe prietene care purtau haine meci decât cupluri. Dar adevărul e că Winky mereu mă întreabă ce porți ca să ne asortăm. Ce porți? Ce culoare porți să ne asortăm? Dar văd că fetele chiar se asortează ca lumea din aproape la fel arată hainele. Hello, can you hear me out there from back in the projection room? Young fellow at my side is Albert, my traveling companion, confidant, and music box has the power to bring inanimate objects to life with the touch of his enchanting music.
v-am luat cu noi în Misty Manor. Acum mergem la carusel. La carusel mă filmez. Ce să mai filmează cu telefon, dar eu nu filmez pentru că n-am mâinile, cum se cheamă, așa. Mi-e frică să nu scape camera, basically, ca asta vreau să zic. Mi-e frică să nu scape camera. Mamă, încă mai avem de așteptat o grămadă de timp, că este 8 și un sfert. La 9:45 sunt artificiile. Veleleu, veleleu, veleleu. Dar ne mai facem de lucru, că oricum lume pe aici nu e. Așa că timpul de așteptare la momentul ăsta e de 5 minute. N-am prins, cred că niciodată Disneyland-ul atât de liber. Sincer, n-am așteptat pe niciune mai mult de 30 de minute. Era timpul de așteptare acolo de 70 de minute, dar era o purcărie, 70, 80 de minute, 90. Nu era adevărat. Artificiile sunt mai bine de o oră, dar deja s-a aliniat lumea. Nu o să facem asta, că oricum o să fie multă lume, oricum ar fi. Deci ne plimbăm și noi un piculeț pe aici și vedem. O să ne probabil cu o jumătate de oră înainte, stăm și noi la aliniere, dar acum ne plimbăm un pic. Kissing under pretty lights, snowflakes in my head, carols playing in the air. I dream of December nights, kissing under pretty lights, red bow in my hair, sleigh bells in the air. The only thing I'm missing is you. Stockings on fireplace. Ne-am alăturat mulțimii. Oh, sorry, my friend is here. Ne-am alăturat mulțimii cu o oră înainte. A, o oră, mai puțin de oră, ce să și zic. S-a dus Jason să cumpere popcorn, nu mai putem de foame și zici întotdea, înghețată vrei. Hai ceva, să ne uităm la niște pui, că miroase a pui. Și zic, nu vreau să mănânc nimic, că sunt la extra preț. Și nu e că sunt la extra preț, e problema că nu sunt bune. Și nu vreau să mănânc nimic, dar popcorn nu merge. Un popcorn corect și corespunzător merge. So, îl aștept să vină cu punga de popcorn. Cât timp așteptăm să vină artificiile, artificiile. Ce să și vezi, aici stăm. Toată lumea stă jos. Minunat ar fi ca atunci când vin artificiile, tot jos să stăm, care vi privește cea mai frumoasă, dar nu cred că o să se întâmple astea. Cred că atunci când se apropie momentul artificiilor, o să, cum se cheamă, o să se ridice toată lumea în picioare. Dacă stai jos, iei și pozele mai frumoase și videoclipurile și ai priveliște mai bună. Eu am asigurat locul lui Jason cu telefonul meu și se posese cineva în față și am zis nu. Nu, că a fost pic la început, că v-am zis, n-avem încă o geantă. Geanta mea n-aș vrea să o pun pe jos, că e roz. Și pe ghiozdanul lui Jason stau eu deja, așa că asta e tot ce ne-a mai rămas, să-mi pun una din telefoane pe jos. Nu știu dacă e pentru prima dată când văd artificii, s-ar putea să nu fie totuși pentru prima dată când văd artificii, dar cu siguranță e pentru prima dată când mă așez la coadă ca lumea, ca să văd artificiile de la Disneyland. Ideea e că pe timpul pandemiei și fix cum am mutat eu, au oprit artificiile și de curând le-au dat drumul, așa că n-am memorie proaspătă a artificiilor. Erau jocuri de lumini, concerte, dar artificii de când m-am mutat n-am văzut. Poate să fi văzut o dată artificii, poate, dar nu mi-aduc aminte, sincer, atunci când am vizitat Hong Kong, că înainte să mă mut în Hong Kong l-am vizitat, nu știu, în jur de un an, cam așa. Posibil atunci, că am tot mers la Disneyland atunci, de fiecare când mergeam în Hong Kong, mergeam la Disneyland. Posibil că atunci să fi prins o dată cu artificii, dar în rest, nu zic, nu mi-aduc aminte. Interesant. Cu o jumătate de oră înainte de focul de artificii ne-au pus să ne ridicăm, ceea ce nu prea înțeleg, că nu prea are sens, dar mă rog, ne-a ridicat și acum așteptăm. Yeah. One, two, three, four.
bright man. Where's your Christmas spirit? I would like to see you dancing. Come on, take a first step. My love is gifted for you to help you through the river. I know you went through a lot, but why not take a second shot? Hey, gingerbread man, where's your Christmas spirit? Tell me, where's your Christmas spirit? Rudolph the red-nosed reindeer, the red-nosed reindeer was found. There'll be a miracle this time, and you will not fall into the fox's mouth. The baby run, run, run from everyone. He's gonna take a bite of you. I bet if you believe this Christmas Eve, gonna be too good to be true. Look in the mirror, we look like Santa's helpers, wearing all these sweaters. Have a seat by the fire, eating candy canes while my heart is beating, yeah. Rudolph the red-nosed reindeer, the red-nosed reindeer was found. There'll be a miracle this time, and you will not fall into the fox's mouth. Well, baby, run, run, run from me. Like Santa's helpers, wearing all these sweaters. Have a seat by the fire, eating candy canes while my heart is beating, yeah. Rudolph the red-nosed reindeer, the red-nosed reindeer was found. There'll be a miracle this time, and you will not fall into the fox's mouth.